Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la Jurnal de Reghin. Vă invit să trecem în revistă principalele știri ale zilei. Sfârșitul de an școlar este o perioadă cu emoții și pentru dascălii care se pregătesc pentru examenul de titularizare. Înscrierile s-au încheiat și, potrivit Inspectoratului General Adjunct Ieș Ildico, în județ și-au manifestat intenția de a se titulariza 1350 de candidați pe 207 locuri vacante în anul școlar viitor. Perioada înscrierilor pentru examenul de titularizare s-a încheiat. Potrivit Inspectorului General Adjunct Ileș Ildico, în județul Mureș s-au înscris 1350 de candidați. Pentru anul școlar 2013-2014 sunt disponibile 207 posturi titularizabile, iar restul de până la 280 sunt pentru suplinitori. Majoritatea locurilor vacante se află în mediul rural, iar cea mai mare concurență este pentru catedrele de învățător și profesor de istorie. Metodologia de examinare este neschimbată față de anul precedent. Metodologia este ca și în anul trecut, se dă la trei centre în Târgu Mureș, profesorii de toate specialitățile dau la Liceul Tehnologic Gheorghe Șincai, învățătorii la Școala Generală Mihai Viteazu, iar educatoarele la Liceul Pedagogic Mihai Viteazu, deci Mihai Eminescu. La aceste trei centre, lucrările vor fi duse în țară, în diferite centre universitare. Nu știm unde, întotdeauna înainte cu o oră primim informația unde să trimitem aceste colete sau să le ducem. Pentru a trece cu bine peste acest pas important în carieră, Inspectorul General Adjunct are și un sfat pentru dascălii candidați la examenul de titularizare. Chiar rog concurenții să viziteze site-ul ministerului și o să găsească modele de subiecte. Exact așa este denumirea site-ului, modele de subiecte. Deci absolut la toate disciplinele pot să vadă cum arată un subiect pentru examenul de titularizare. Examenul de titularizare va consta într-o singură probă și se va susține în data de 30 iunie. Bat jocură la adresa muncii unor oameni gospodari, așa se poate numi descoperirea pe care au făcut-o în această dimineață doi reghineni. Bărbații și-au găsit 7 baloți de fân împinși în pârâu după ce au muncit la ei zile în șir pe o căldură greu de suportat. Unul din baloți era lipsă. A fost modalitatea de distracție unora sau intenția de furt ai cuiva? Asta rămâne să stabilească acum polițiștii. Pășunea de la Mocear, teritoriul administrativ al comunei Petelea. Doi reghineni sosesc în această dimineață pe terenul proprietate privată pentru a-și transporta la gospodărie cei 36 de baloți de paie adunați în cursul ultimelor zile, pe o căldură greu de suportat. Dar la fața locului, surpriză, 8 dintre baloți lipsesc. Oamenii au pus imediat mâna pe telefon și au chemat poliția. Până să ajungă la fața locului oamenii legii, bărbații au dat de 7 dintre cei 8 baloți lipsă. Erau rostogoliți și ascunși în pârâu. Domnule, lucrăm aici, în cosit, am strâns fânul, am 40 am muncit, că au bătut ploaia în pământ și am făcut baloțe și anul noapte am furat 7 baloțe. I-ați găsit până la urmă, vedem. Sunt aici în părău, da, să aruncați aici. Cine credeți că a putut face așa ceva? Păi mai aici din vecini, ciobanii sau ăștia din aproape. Dar de ce au făcut asta? De ce? Dar e mai ușor să furge că să muncești. Se vede că e rupt de geam, rost fărinte. Poți cu dă din ăsta aici, rost fărinte. Așa o zic, și acolo e proaspăt, și aici e proaspăt. Dacă o țipați pe salutul pe el, deci unul poate cori și spre de aici, nici când o dă drumul, s-o trebuie. Poate vi s-a părut distracție, amuzant. Dacă era unul, doi, poate mai face îngălăgire, dar 7 bucăți. Polițiștii ajunși la fața locului au încercat să înțeleagă ce s-a întâmplat. Cum a putut să dispară un balot care cântărește peste 300 de kilograme și aproape 1,8 metri înălțime, iar ceilalți 7 să fie în apă? Asta trebuie să afle acum polițiștii care au deschis o anchetă în acest caz. Rămâne însă supărarea oamenilor păgubiți, care pierd cel puțin 150 de lei pentru fiecare balot de fân, iar unii dintre cei care au stat în apă s-ar putea să nu mai poată fi folosiți.
Chiar dacă de ani de zile au probleme cu localnicii din Petelea care le calcă des proprietatea pentru a fura, oamenii nu se pot obișnui că munca lor este batjocorită în acest fel. Un localnic din satul Toaca a intrat în atenția parchetului Reghin după ce a fost prins că utiliza energie electrică fără acte în regulă. Bărbatul a fost identificat de către jandarmii reghineni în timpul unui control efectuat cu reprezentanții societății de distribuție. Încă mai sunt persoane care utilizează energie electrică fără a deține un contract cu furnizorul de serviciu. Ieri, efective din cadrul detașamentului de jandarmi Reghin, împreună cu reprezentanții ai SC Electrica Distribuție Transilvania Sud SA, sucursala Mureș, au efectuat controle privind sustragerile de energie electrică, deteriorări, modificări fără drept sau blocarea funcționării echipamentului de măsurare a energiei electrice în localitatea Toaca, județul Mureș. În urma acțiunilor întreprinse, a fost depistată o persoană care sustrăgea energie electrică în mod fraudulos. Jandarmii au legitimat persoana în vârstă de 51 de ani, care a fost condusă la sediul detașamentului jandarmi Reghin pentru întocmirea documentelor premergătoare, infracțiunii de executare sau folosire de instalații clandestine în scopul racordării directe la rețea sau pentru ocolirea echipamentelor de măsurare. Toate documentele întocmite au fost predate parchetului de pe lângă judecătoria Reghin în vederea continuării cercetării. Sărbătoarea Rusaliilor este prilej de bucurie, atât pentru faptul că beneficiem de o zi liberă, dar mai ales că în unele localități se organizează diferite evenimente cultural-distractive. O asemenea manifestare va avea loc și la Rușii Munți, unde an de an primăria și Consiliul Local oferă localnicilor și oaspeților multe surprize și bună dispoziție. Cupa Rusaliilor, Târgul Portului Popular și al Rusaliilor și un concert, Direcția 5, atrag atenția iubitorilor de distracție. Vorbim mai multe despre acest subiect după ce aflăm de la Marcela German ce ne-am pregătit pentru astăzi la Jurnalul Economic. Bun găsit! Astăzi la Jurnal Economic vă anunț că marți, 25 iunie, este termenul limită pentru efectuarea plăților anticipate privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale de asigurări sociale de stat și de sănătate aferente trimestrului al doilea al anului fiscal 2013. Merită să urmăriți Jurnalul Economic și pentru a afla că fabrica Napolact din Cluj-Napoca se va muta la Târgu Mureș, după ce compania olandeză a decis să transfere utilajele de la Cluj-Napoca în județul nostru. Cu detalii vă aștept după știri. Sfârșitul de săptămână va fi plin de evenimente, mai ales că va fi și o sărbătoare religioasă importantă, Rusaliile. În fiecare an, cu acest prilej, primăria și Consiliul Local al Comunei Rușii Munți pregătesc multe surprize și pentru cei care vor fi prezenți în zonă. Programul de evenimente este foarte încărcat și divers. Totul va începe sâmbătă, 22 iunie, de la orele 11, cu un turneu amical de fotbal, Cupa Rusaliilor, ediția a treia, organizat de Primăria Comunei, Asociația Sportivă Mureșul Rușii Munți, în colaborare cu Asociația Județeană de Fotbal. Festivitatea de premiere va fi la ora 16. Programul zilei de sâmbătă nu se încheie aici. De la ora 21 va concerta Direcția 5. În deschidere, de la ora 19.30, vor urca pe scenă Vlaic Emilian și Anonymous Band, 112 și Andreea Morariu. Duminică are loc Târgul Portului Popular și al Rusaliilor, dar și un program folcloric cu începere de la ora 15.30, la care vor participa ansamblurile din zonă, Dor Solovăstrean, Plaiuri Mureșene, Cununița, Ansamblul Artistic Profesionist Mureșul și soliștii Maria Neag, Ionela Deac, Roxana Raita, Andreea Suciu, Mihaela Stupar și Marius Ciprian Pop. Locul de desfășurare este terenul de fotbal din Rușii Munți. Seara de duminică va culmina cu un foc de artificii. Suntem în plin sezon estival și toată lumea vorbește numai despre vacanță. Oricât de strâmtorați ați fi, încercați să luați cea mai bună decizie ca să nu vă ratați concediul. Chiar dacă perioada de early booking s-a încheiat, agențiile de turism au scos la înaintare oferte last minute pentru toate buzunarele. Reducerile pot ajunge de la 50 până la 90%. În plin sezon, vacanța poate costa cu o treime mai puțin. Condiția este să ai banii pregătiți și să urmărești ofertele last minute ale agențiilor. Se numesc vacanțe de ultim moment, sunt mult mai ieftine și sunt valabile pentru cei care stau cu bagajul la ușă, gata să plece oricând. În general, pachetele last minute se referă la hoteluri care mai au disponibilități în ultima clipă. Last minute, tradus în românește, înseamnă ultimul minut.
Adică mai au disponibilitate și doresc să-și vândă camerele, apartamentele și să aibă capacitate maximă în hotel la o anumită dată. Avem, de exemplu, acum un pachet de plecare în 72 de ore. Deci turiștii trebuie să fie dispuși să plece în 72 de ore în concediu. Economisești sute de euro dacă profiți de ofertele din catalogele agențiilor de turism. Poți opta pentru o destinație care până acum era un adevărat lux pentru familia ta. Reducerile acestea pot să varieze de la 50% la 70% la 90%. Fiecare hotel își stabilește singur prețurile la reducerile acestea. Nu se referă strict la început de sezon sau sfârșit de sezon. Chiar și în vârf de sezon pot să fie pachete last minute la prețuri foarte bune. Asemenea, oferte există și pentru destinații exotice, cum ar fi Bulgaria, Grecia și Turcia. Deocamdată, puțini turiști au curajul să plece cu rucsacul în spate în ultimul moment. Cei mai mulți dintre ei sunt tineri sau pot lipsi mai ușor de la serviciu. Triumf în finala Cupei la futsal. Campioana României, City Târgu Mureș, s-a impus aseară în fața formației CSMS Iași cu scorul de 7-4 și a reușit al patrulea eveniment consecutiv. Este al 11-lea trofeu cucerit în 6 ani, 4 titluri și 6 cupe, toate consecutive, și o supercupă a României, cele mai bune performanțe din istoria futsalului românesc. Campioana CTS a câștigat și Cupa României la futsal, scor 7-4 cu CSMS Iași, după prelungiri. Finala a avut parte de mult dramatism și de o desfășurare a evenimentelor spectaculoasă. Moldovenii au condus cu 1-0, însă echipa din Târgu Mureș a întors rezultatul cu 3 goluri consecutive. În repriza secundă, CSMS Iași a înscris de 3 ori la rând, majorând scorul de pe tabelă la 4-3. Ieșenii au fost la un pas de golul decisiv, dar bara i-a salvat pe campioni. Lovitura lui Cosmin German a dus însă meciul în prelungiri. Mureșenii asediază poarta adversă, dar nu reușesc să înscrie. În minutele de prelungiri, campionii României au marcat de 3 ori, fără să mai primească vreun gol. Cu această victorie, CTS reușește al 4-lea event consecutiv. Pentru formația noastră au marcat Ignat, Raimond, German, Stoica și Matei. Acesta este cel de-al 11-lea trofeu cucerit în 6 ani, 4 titluri și 6 cupe, toate consecutive, și o supercupă a României, cele mai bune performanțe din istoria futsalului românesc. Profilul de științele naturii combinat cu studiul intensiv al limbii engleze. Aceasta este specializarea de la Liceul Tehnologic Lucian Blaga, pe care vă prezentăm astăzi în campania Da pentru școală, da pentru viitor. Colegul nostru Ghiță Zileriu s-a interesat pentru viitorii liceeni și vom afla împreună amănuntele, dar înainte ne vom opri la redacția Meteo. Loredana ne va spune cum arată jurnalul de vreme al zilei. Doamnelor și domnilor, bun găsit! Valori termice caniculare în județul Mureș. Termometrele au indicat astăzi o maximă județeană de 33 de grade Celsius. Și la Reghin am avut parte de caniculă și disconfort termic. Meteorologii anunță la noapte averse încărcate cu fenomene electrice. Însă cu mai multe informații despre starea vremii revin pe final de jurnal. Bun găsit, doamnelor și domnilor! Continuăm derularea acestei campanii de prezentare a ofertelor promoționale, educaționale pentru generația actuală de absolvenți ai clasei a 8-a din zona Reghinului. Normal, ne aflăm într-o instituție extrem de serioasă, Liceul Tehnologic Lucian Blaga, și stăm de vorbă cu doamna profesoară Sila Dimelinda, directoare acestei instituții, care ne va prezenta pentru copiii de clasa 8-a, pentru părinții acestora, una dintre ofertele educaționale de aici, și anume Științele Naturii Intensiv Engleză. Doamna directoare, cum e? Este o specializare nouă și este nouă nu doar la nivel de oraș, ci destul de nouă și la nivel de județ, pentru că, de fapt, denumirea întreagă și corectă este Științe ale Naturii Intensiv Engleză Germană. Deci asta înseamnă că un grup de elevi vor studia limba germană la nivel de intensiv, iar un alt grup de elevi, cealaltă jumătate, limba engleză la nivel de intensiv. Am solicitat pentru această specializare, fiind, v-am zis, ceva destul de inedit, aprobarea Ministerului, pe care am primit-o,
Și ideea noastră inițială a fost, știți bine că la nivelul municipiului Reghin există clasă și cu predarea limbii germane la nivel de limbă maternă și ei nu mai au continuitate. Practic trebuie să meargă la Sibiu. La Sibiu sau Sighișoara sau Târgu Mureș, bine, nu se va desfășura studiul în limba maternă germană, dar în acest regim de intensiv, ei în loc de 2 ore de limba germană, respectiv limba engleză pe săptămână, vor avea un număr de 4-5 ore și la finele clasei a 12-a vor putea să își ia un atestat în limba străină respectivă studiată. Deci este un pas pentru binele elevilor, acest atestat fiind valabil și în alte domenii și țări. Deci, practic, în momentul în care termină liceul, ei pot să profeseze, vor primi un atestat și pot să profeseze un atestat de limbă traducător sau, mă rog, ceea ce care e în domeniu, va ajuta ulterior, pentru că nu toți absolvenții acestei filiere, acestui profil, vor deveni medici. Științe ale naturii înseamnă o specializare unde se studiază un număr mai mare de ore de biologie și chimie și nu se uită desigur nici matematica, nici fizica, deci este mai apropiată de matematică informatică, doar că nu are un număr așa mare de ore de informatică. Deci, practic, aici, după cum observați, interes pentru a se diversifica gama de ofertă. Acum o întrebare, eu știu, așa să spunem personal, între noi nu ne aude, nu ne vede nimeni. A fost greu să obțineți aprobarea de la minister? Nu foarte greu. Noi discutasem inițial cu domnul Giurumescu, dacă nu greșesc. Domnul se ocupă de minorități de limba germană. Discutasem în prealabil. A fost încântat că se dorește așa ceva, neavând suficient de mulți elevi ca să introducem doar specializarea intensiv germană, am combinat-o cu engleză. Bun, perfect. Deci, practic, o nouă ofertă vine în sprijinul dumneavoastră, al absolvenților clasei a 8-a, al părinților acestor absolvenți. E un lucru nou, intensiv engleză germană și științele naturii. Deci, o gamă diversificată de oportunități ulterior pentru cei care vor absolvi acest liceu. Așadar, ne oprim aici, punem punct, dar vom reveni cu oferte educaționale pentru absolvenții clasei a 8-a și în edițiile următoare. Până atunci, numai bine! Poiana Mărului din județul Caraș-Severin este destinația pe care vă propunem astăzi în campania noastră de sugestii pentru petrecerea timpului liber. Poiana Mărului are o legendă interesantă și este o zonă unică, nu doar în Banat, ci în toată România. Urmăriți un material realizat de Antena 1 Târgu Mureș. Stațiunea Poiana Mărului din județul Caraș-Severin este unul dintre cele mai frumoase obiective turistice din întreaga regiune a Banatului, fiind localizată la aproximativ 25 de kilometri distanță de orașul Oțelul Roșu și în jur de 45 de kilometri de orașul Caransebeș, într-o zonă de presioneară pitorească aflată la o altitudine ce măsoară în jur de 500 de metri, în inima munților Țarcului și înconjurată de păduri întinse de conifere și foioase. Această zonă a reprezentat un punct important încă de pe vremea dacilor, fiind localizat într-o regiune ferită adăpostit de culmile muntoase din împrejurim, acest spațiu le-a servit în trecut locuitorilor regatului dac drept loc de adăpost sau de vânătoare. Au fost descoperite în timp de către arheologi numeroase vestigii istorice, precum un altar închinat zeilor, aflat pe un versant din partea nordică a masivului Muntele Mic, la o altitudine ce măsoară în jur de 1200 de metri. O legendă spusă de localnicii de aici susține faptul că în regiunea cuprinsă între Muntele Mic și stațiunea Poiana Mărului ar fi fost îngropat chiar unul dintre regii daci, Scorilo, tatălui Decebal.
Zona a fost numită de oamenii din împrejurim Pietrele Scorile, aceștia susținând ipoteza că regiunea în care se află în prezent Poiana Mărului este locul de vânătoare preferat de daci. O altă legendă interesantă a zonei este legată de comoara lui Scorilo, care se presupune că zace în ținuturile din jurul stațiunii Poiana Mărului. Ciobanii din zonă spun că această comoară s-ar afla într-o peșteră din interiorul stâncii lui Scorilo, pe suprafața masivului Muntele Mic. La începuturile sale, Poiana Mărului era o importantă zonă de exploatare forestieră, evoluând în timp și fiind ridicate primele spații de cazare, recunoscute ca aparținând unor familii italiene. Dezvoltarea turistică a acestei zone se datorează în primul rând construcției barajului de la Măru, în urma căreia s-a format lacul de acumulare Poiana Mărului, ce reprezintă în prezent principala atracție din stațiune. Lucrările de construcție ale barajului au fost începute în anul 1984 și au fost finalizate în anul 1992. Turiștii sosiți în Poiana Mărului se pot bucura de cadrul natural pitoresc dominat de masive acoperite de păduri, având posibilitatea de a urma diverse trasee turistice montane. Stațiunea este într-o continuă dezvoltare, numeroase vile și pensiuni de agrement fiind elemente promițătoare în ceea ce privește potențialul turistic al zonei. Se dorește de asemenea realizarea unei legături mult mai simple între stațiunea Poiana Mărului și stațiunea Muntele Mic, prin finalizarea drumului din Valea Sucului și amenajarea unei linii pentru telecabină. Se dorește de asemenea amenajarea unui domeniu schiabil care presupune realizarea unei legături cu Muntele Mic prin Valea Vâlsanu. Accesul către stațiunea Poiana Mărului se realizează pe traseul drumului național 68 ce leagă Caransebeșul de Hațeg. Cei care doresc să poposească în această stațiune trebuie să urmărească acest traseu până la intrarea în localitatea Zăvoi, de unde se va urma drumul județean 683. Mergând pe această rută, în jur de 12 km, turiștii trec pe lângă lacul Poiana Mărului, un lac de acumulare care oferă un peisaj încântător, după care urmează intrarea în stațiune. De la Târgu Mureș până la stațiunea Poiana Mărului sunt 230 de km. Se merge pe ruta Luduș, Ocna Mureș, Alba Iulia, Orăștie, Hațeg și Oțelul Roșu. În ultimele 24 de ore, cea mai vizionată știre de pe site-ul jurnalderegin.ro a fost cea despre noile buletine cu microchip și amprente ce vor fi emise de către autorități de la 1 iulie. Pe locul 2 în clasament s-a situat informația cu privire la înființarea în premieră a unei clase profesionale de clasa a 10-a, cu calificarea ospătar-chelner-vânzător la Liceul Tehnologic Ioan Bojor. Știrea despre noile modificări aduse codului rutier s-a situat pe locul 3 ca număr de vizionări. În ultimele 24 de ore, cea mai citită știre de pe pagina de Facebook Dar TV Reghin a fost cea cu privire la înființarea în premieră a unei clase profesionale de clasa a 10-a cu calificarea ospătar-chelner-vânzător la Liceul Tehnologic Ioan Bojor, materialul acumulând aproape 2000 de vizualizări. Pe locul 2 ca număr de vizualizări se află știrea despre noile buletine cu microchip și amprente, ce vor fi emise de către autorități de la 1 iulie, cu aproape 1000 de vizualizări. De asemenea, calendarul zilei cu profesorul de educație fizică și politician Butiurcă Ioan, cu aproape 800 de accesări, s-a clasat pe locul 3. Doamnelor și domnilor, știrile zilei se încheie aici. Veți urmări în continuare rubrica Jurnal Plus, care vine cu amănunte referitoare la sărbătoarea de la Rușii Munți. Vom afla tot ceea ce ne interesează de la primarul comunei Rușii Munți, Ilie Chișbălan, în câteva momente.
Cafe Crin, un nume de tradiție pentru reghineni, te așteaptă cu o nouă sală de biliard. Acum, la etaj, Restaurant Crin. Produse culinare de excepție, servire ireproșabilă, totul într-o ambianță intimă. Nou, bufet suedez. La cerere se organizează mese festive. Nou, Northern Lore vă așteaptă în depozitul amenajat recent pe strada Gurghiului numărul 63, lângă fabrica de bere. Aici găsiți obiecte sanitare, materiale electrice și întreaga gamă de șuruburi, toate sub același acoperiș. Northern Lore asigură transport gratuit în reghin și în împrejurim. Prețuri fără concurență. Strada Gurghiului numărul 63, lângă fabrica de bere. Northern Lore vă așteaptă cu o gamă largă de produse, materiale de construcții, materiale de izolații și hidroizolații, sisteme de acoperișuri, cherestea rășinoase, materiale pentru finisaje, sisteme de cărămiz, BCA și vopsele lavabile. Northern Lore, strada Pandurilor numărul 136 și strada Gurghiului numărul 63. Guard Express. Pază și protecție prin personal specializat. Monitorizarea sistemelor electronice de securitate. Consultanță de specialitate și servicii de protecție personală. Pentru siguranța casei și afacerii dumneavoastră, apelați cu încredere la Guard Express. La început totul părea în ordine. M-au luat cu mașina și m-au dus într-un loc despre care nu știam nimic. Mi-au luat actele și telefonul și m-au sechestrat într-o baracă unde mâncam și dormeam ca un animal. Munceam 12 ore pe zi și eram bătut și amenințat permanent. După o lună m-au aruncat pe stradă fără acte și fără bani. Cum a fost posibil? Nu m-am informat. A munci este un drept. A exploata munca este o infracțiune. Împreună putem lupta împotriva traficului de persoane. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Florin Groza de la HiQ și vă spun că în spatele unui profil frumos se pot ascunde intenții periculoase. Tu cui dai accept? O campanie de prevenire a pornografiei infantile pe internet susținută de Poliția Română. La Râșii Munțean de An, primăria și Consiliul Local oferă localnicilor și oaspeților multe surprize și bună dispoziție. Cupa Rusaliilor, Târgul Portului Popular și al Rusaliilor și un concert, Direcția 5, atrag atenția de această dată iubitorilor de distracție. Aflăm chiar acum amănunte, așa cum v-am promis ceva mai devreme, de la domnul primar Ilie Chiș Bălan. Bună seara, bine ați venit la noi! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor Darului Ghin TV și vă mulțumesc că m-ați invitat în direct la Jurnalul de Reghin. Suntem pe ultima sută de metri înaintea unui eveniment destul de important la Râșii Munți, adică Târgul Rusaliilor și a Portului Popular. E o tradiție acest târg de cât timp datează? E o tradiție foarte veche. Pe vremea comuniștilor nu era voie să se spună Târgul Rusaliilor, se spunea Târgul Portului Popular. După 90 s-a reluat Târgul Portului Popular, denumirea și a Rusaliilor s-a menținut și denumirea Rusaliilor. În acest an am încercat să dăm o amploare mult mai mare acestui eveniment destul de important cultural și sportiv. Da, ne-ați atras și nouă atenția, de asta v-am și invitat aici și mulțumim că ați acceptat. Am considerat împreună cu Consiliul Local ca aceste manifestări să se deruleze pe durata două zile. Ziua de sâmbătă, data de 22 și ziua de duminică, 23. În ziua de sâmbătă, cu manifestări sportive pe care le-ați prezentat dumneavoastră în Jurnalul Știrea de Reghin, noastră, da.
le-ați prezentat în știrile dumneavoastră și culminând cu capul de afiș Direcția 5. Aduce Direcția 5 la Ruși Mulți nu este lucru puțin și cred că tineretul din zona Ruși Mulți, poate chiar și din Târgu Mureș, vor veni mai mult decât atât. Am făcut o campanie publicitară destul de bună chiar și pe Facebook, să fie o prezență destul de mare la acest eveniment important. Reprezentați o primărie modernă dacă vă promovați pe Facebook. Sigur că da, și reghinenii se vor duce, Ruși Mulți nu este departe. Concertul, am înțeles că începe la... Concertul începe la orele 21 și va dura în jur de 90 de minute până la 21:30. Se va întâmpla pe stadion? Concertul se va întâmpla pe stadion. De fapt, toate manifestările culturale și sportive va avea loc pe stadionul de fotbal, unde avem și o tribună acoperită în totalitate cu 250 de locuri. Restul oamenilor vor sta în picioare, ca așa să stă la concerte. Sigur, trebuie aceasta să este legat de ziua de sâmbătă. Ziua de duminică va fi destinată activităților folclorice, în care începem un program cu formații locale, din Solovăstru, din Ruși Mulți, cu două ansambluri, un ansamblu din Aluniș, urmează ansamblu profesionist Mureșul Târgu Mureș, cum a spus dumneavoastră. Tot acolo, pe stadion? Tot acolo, pe tribună. Asta va fi în data de duminică, iar seara va culmina cu cântărețul Marius Ciprian Pop, care va avea un recital de tot așa de 70 de minute, iar la orele 10:30 un foc de artificii de 10 minute ca în tacâmul să fie complet al manifestărilor culturale la Ruși Mulți. În cazul acesta, domnule primar, cred că o să adunați o grămadă de lume și o să se rupă tribuna. Noi am avut și anul trecut, să știți, frații Fulea, ca și punct culminat. Acum de an am avut pe Nicolae Furduiancu. Acum 3 ani l-am avut pe Pomuhaci. Deci, an de an, noi ne menținem blazonul ridicat la manifestările culturale. E important că vă permiteți și, sigur, este important că aveți pentru cine să faceți acest lucru. Eu spun că după două mandate, în care din 2000... un mandat jumate din 2008, când am început să atragem fonduri europene și la Ruși Mulți au fost atrase două proiecte europene pe măsura 3-2-2, care înseamnă canalizare și asfaltare ulici comunale în satul Ruși Mulți și un alt proiect 1-2-5B, asfaltare drum forestier, deci o valoare de 4 milioane de euro, proiecte care pe 3-2-2 s-a finalizat lucrarea, iar 1-2-5B se va finaliza în luna august. Cred că rusenii merită și ei să aibă două zile de sărbătoare și să le prezentăm și noi un program diversificat să se simtă bine. Tocmai de aceea bănuiesc că locuitorii din comuna Ruși Mulți o percep această manifestare ca pe o mare sărbătoare, poate cea mai mare din timpul anului. Da, este, nu este chiar cea mai mare sărbătoare, oricum este Paștele, dar manifestările culturale, ca manifestare în aer liber, este Rusalele, care în anul ăsta se întinde pe durata a două zile. Sigur că noi pentru comună avem și alte proiecte în acest an, care derulează. Am semnat astăzi contractul de reabilitare sediu primărie în valoare de 671.000 de lei. Era adică momentul, domnule. Adică 7 miliarde. Am semnat contractul în martie și urmează să apuce de capelă 181.000, deci 1.800.000. Bani care vin din bugetul local. Iar săptămâna asta vom finaliza o altă investiție anunțată pe SEAP, adică racordarea la canalizare a agenților economici și a persoanelor fizice ce ține pe domeniul public. Primăria va finanța absolut tot ce înseamnă racordarea de la magistrala de canalizare până la poarta omului. Omul nu având ce cheltui decât să se racordeze de la baia dânsului până la... E un proiect cu o valoare, prin proiect era de 20 de miliarde, deci 2 milioane de lei. Încă nu se știe valoarea ofertată decât săptămâna asta primăria s-a angajat, adică prin caietul de sarcini, în 3 ani de zile să finalizăm acest proiect de racordare la canalizare. Pentru că un sistem de canalizare care pe noi ne-a costat în jur de 1.500.000 de euro din 2,5 milioane, dacă nu sunt racordări la un procent de 70% din populație, cel puțin, să zicem așa, un 400-500 de cetățeni la racordare, nu poate funcționa stația de depurare. Având stație de depurare și rețea de colectare, trebuie să avem o racordare masivă ca să putem să dăm în lucru stația de depurare în luna octombrie-noiembrie. Ceea ce probabil se va și întâmpla, știți că sunt în România foarte multe orașe mai mici care sunt canalizate pe jumătate.
Deci la Rușii Munți, prin proiectul pe măsura 3.2.2 din fonduri europene și cum am anticipat, s-a realizat rețeaua de canalizare cu stație de plare pe 3 sate. Maiorești, Morăreni, Rușii Munți, care cuprinde un număr de 670 de gospodării și care au posibilitatea ca în 2 ani de zile, cine dorește, să se racordeze la această canalizare. Mai mult decât atât, am și pus anunțuri să vină lumea să se înscrie. Și deja oamenii au și venit să-și depună o cerere pentru a fi programați pentru racordarea la aceste canalizări. Da, acum puțin la acest capitol al investițiilor, spuneați că urmează și reabilitarea primăriei. Sunteți dumneavoastră și comuna Rușii Munți în general, una dintre puținele comune din zona noastră care nu și-a tras o clădire nouă a primăriei sau nu și-a reparat fațada. Deci în ultimii ani tot mai multe primării s-au înfrumusețat, s-au înnoit, au apărut alte clădiri impunătoare, multe dintre ele. La Rușii Munți funcționează în aceeași reproș, sesizarea, nu este un reproș. Sesizarea dumneavoastră este corectă pentru Consiliul Local și pentru primarul comunei Rușii Munți. Din 2000 prioritățile au fost altele. Au fost reabilitare școli. Toate au fost reabilitate cu încălzire centrală, cu geamuri termopane, toalete englezești, reabilitare cămine, sală de sport, aducțiunea de apă în comună, canalizare, asfaltare uliți. Apoi am zis că vine rândul și primăriei, pentru că acum avem bani. Deși an de an, din bugetul local, la nivel de comună, vin din valorificarea masei lunase 1,5 milioane de lei, adică 15 miliarde de lei. Aici avem noroc cu pădurile din Suceava, păduri grănicerești, unde avem 2000 în Dragoiasa, de fapt, județul Suceava, avem 2363 de hectare de pădure și de acolo ne vin gros aproape 14 miliarde și de lei. Și în fiecare an face ceva util cu ei. În fiecare an o parte din bani și așa cum stă bine unei comunități să nu uite și de investiții. Nu trebuie să uităm și nici nu uităm nici de asistență socială și anul trecut am dat oamenilor în vârstă 100 de lei la fiecare cetățean pentru încălzire. Am dat celor cuplurilor de fidelitate niște prime, cei care au avut 40 de ani căsătorie, 45, 50, 55 de ani, celor tinerilor majori care împlinesc 18 ani, le-am dat iar un premiu de fidelitate, toate astea fiind cam 100 de lei pe pereche sau persoană, asta înseamnă 1 milion. Nu e puțin, dar nu e mult, dar e nici ceva, puțin, nici puțin, mai mult decât atâta și culminând cu o masă la sfârșit de festivitate de premiere și asta contează mult oamenilor că văd că sunt și ei băgați în seamă de către deci, adică. Acum, domnule primar, școală este, drumuri sunt, canalizare va fi, apă este, ce mai este? Primăria, capela va fi, primăria începe ale pietonale în Morăreni avem terminat anul trecut, da, mai avem un proiect care este... Ce mai urmează asta? Vreau avem un proiect care este executat în fază de proiect tehnic plus detalii de execuție pentru asfaltare uliți comunale în satele Morăreni, Maiorești, Sebeș. Pe o lungime de 4,5 km și valoarea proiectului este de 3.900.000, adică 39 de miliarde de lei. Sperăm, dacă nu putem să le obținem în anul ăsta și vreau să fac niște demersuri pe la comânduire, la Ministerul Dezvoltării și să vedem dacă sunt fonduri, dacă nu, sperăm că în 2016, când începe o nouă sesiune de finanțare europeană, să apară pe proiecte, pe infrastructură rurală și măsuri de asfaltare de drumuri și atunci probabil să mai accesăm un proiect. Puține comune suntem în județ și vreau să spun că Rușii Munți și Strâncenii care au accesat aceste două proiecte din fonduri europene în 4 ani de zi, în sesiunea de finanțare 2007-2013. Bine, acum cel puțin aici, în zona noastră se știe că la Rușii Munți este un nivel de trai mai ridicat decât în alte sate și satisfacția după o asemenea constatare și satisfacția după ceea ce se întâmplă acolo la dumneavoastră se vede pe fața dumneavoastră, nu puteți să negați acest lucru. Dar vreau să vă întreb, în momentul în care totul va fi gata și cu siguranță veți avea cu ce să vă lăudați, credeți că veți îndrăgi, veți prefera un anume proiect, o anumită parte a muncii pe care ați depus-o până atunci? Eu sunt primar din 2000, deci au trecut 13 ani de zile. Sunt legat de comună, am lucrat și înainte în comună, ca inginer agronom, după ce am fost inginer șef de COASC. Toate proiectele mi sunt dragi atâta timp cât le finalizez. Problema nu este să realizează proiectele. Ca și în sport, e greu să ajungi la un anumit nivel, dar este foarte greu să te menții. După ce toate aceste proiecte vor fi terminate,
închiși, nu o să fie veșnic, pentru că vine o vârstă în care ori lumea nu te mai vrea, ori biologic trebuie să pleci. Ori poate nu mai vrei, pur și simplu. Nu, ori poate nu mai vrei. Trebuie gândit că trebuie menținută ștacheta la nivel ridicat. Adică e foarte greu de întreținut dacă vrei să standardele de viață să fie la un nivel ridicat, ștacheta ridicat. Uh-huh. Pentru că la ruși și munți este confort mult mai bun decât la Reghin, iar având în vedere că acum drumul este perfect, din ruși și munți până la Reghin se fac 12 minute. Cred că mai repede ajungi din ruși și munți la Reghin, să zicem, decât din Solovăstru, unde drumul e mai rău. Am făcut așa o comparație, poate nu e cea mai nimerită, dar asta este adevărul. E liniște, e aer curat, ozonat și condiții ca și la oraș. Apă, canal. Da, păi nu știu, probabil ați riscat acum, pentru că există posibilitatea să se mute mulți reghineni la ruși și munți. Ce vreau să spun că este că această rubrică s-a terminat și că vă mulțumesc tare mult că ați venit. Da, vreau să mai fac o precizare. Invit toată lumea, cei care pot, să vină la manifestările de Rusalii la ruși și munți și mai ales sâmbătă la Direcția 5. La Direcția 5 cu siguranță va merge multă lume și la celelalte, pentru că și târgul este ceva frumos acolo și renumit deja. Deci mulțumesc, așa cum vă spuneam, pentru prezența dumneavoastră în jurnalul nostru. Sigur, vă dorim multă, multă lume la târg. Și rubrica se încheie aici, dar jurnalul va continua. Veți urmări jurnalul economic însoțit de cursul valutar, apoi jurnalul de vreme și la final calendarul zilei. Mie îmi rămâne doar să vă salut și să vă mulțumesc pentru atenție. Toate cele bune, la revedere! Service Autoclass. Inspecție tehnică periodică 50 lei. Reglaj optic unghiuri direcție 60 lei. Diagnoză computerizată 25 lei. Reparații turbo, reparații cutii de viteză automate și manuale. Schimb ulei 25 lei. Manoperă la preț de criză. Reghin, strada Pandurilor, numărul 154, ieșire spre Suseni. Telefon 0742 107 449. Service Autoclass. Cele mai mici prețuri din oraș. Colecții de lux, calitate maximă, prețuri speciale. Magazinele Tentazione, Tiffany și Tiffany Lux din cartierul Făgărașului, blocurile 2 și 10, vă așteaptă cu noua colecție 2013. Găsiți în exclusivitate cunoscutele branduri Chantal, Andrea Mantea, Artista, Mădălina Panfile, by Bianca Drăgușanu. Fiecare femeie își dorește să fie privită și admirată. Colecția de haine by Bianca Drăgușanu este cea mai bună alternativă atunci când vorbim despre a fi unic prin ceea ce porți. Fii unică doar prin magazinele Tentazione, Tiffany și Tiffany Lux. Husqvarna, prin Motor Forest Reghin, strada Călărașilor, numărul 26, vă așteaptă la campania de primăvară 2013, cu numeroase cadouri și reduceri. Motoferăstraie Husqvarna, însoțite de pachet promoțional, motounelte și trimere, mașini de tuns gazon, dispozitive de toaletat Gardview, tractoare și ridere, aparat de stropit cu lichid sau pulbere, accesorii pentru grădinărit. Telefon 0265 521 612. 0746 249 431. Husqvarna, legenda continuă prin Motor Forest. Antrenează-te la un alt nivel cu Legs Ale Gym. Cea mai performantă sală de sport din Reghin te așteaptă cu aparate TechnoGym de ultimă generație, antrenor personal și programe personalizate, saună cu infraroșu și alte facilități premium. Informații suplimentare și programări la telefon 0365 486 886 sau la locația din Parcul Tineretului. Legs Ale Gym. Respect pentru tine!
A fost răpită o fetiță de 5 ani, 1 metru și 10 centimetri, brunetă. Când un copil este răpit, fiecare secundă contează. Spune ce ai văzut. Acțiunea ta poate salva o viață. Dacă ai informații, anunță imediat poliția. Alertă răpire copil este un mecanism național de alertare a populației în cazul răpirii unui copil. A fost martorul unui eveniment deosebit? Viața ta a fost afectată sau ți-au fost încălcate drepturile? Sesizează orice eveniment important pentru regineni la adresa de e-mail info@tartv.ro, iar departamentul nostru de știri va afla tot ce contează pentru tine. Găsit la Jurnal Economic. 25 iunie este termenul limită pentru efectuarea plăților anticipate privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale de asigurări sociale de stat și de sănătate aferente trimestrului al doilea al anului fiscal 2013. Termenul de marți se referă la contribuabilii care realizează venituri din activități independente, cedarea folosinței bunurilor, activități agricole impuse în sistem real, precum și din silvicultură și piscicultură, cu excepție a veniturilor din arendare. Aceștia sunt obligați să efectueze plăți anticipate cu titlul de impozit. Sunt exceptați contribuabilii care obțin venituri pentru care plățile anticipate se stabilesc prin reținere la sursă. Achitarea de către contribuabili a obligațiilor de plată după termenul de scadență atrage perceperea de dobânzi și penalități de întârziere. Fabrica Napolact din Cluj-Napoca va fi relocată. Compania olandeză Friesland a decis să transfere utilajele de la Cluj-Napoca la Târgu Mureș. Aproximativ 450 de oameni își vor pierde posturile. Conducerea companiei a luat decizia să închide fabrica de lactate de la Calea Baciului la puțin timp după ce a blocat producția la unitatea de la Țaga, scrie Ziua de Cluj. Potrivit unor surse din Ministerul Agriculturii, grupul olandez a decis să oprească producția
producția la fabrica Napolact din Cluj-Napoca și se transferă utilajele la Târgu Mureș. Autoritățile au confirmat că mișcarea olandezilor era previzibilă, mai ales după închiderea unității de producție de la Țaga, o decizie luată pentru că produsul era prea scump, după cum spune Călin Fărgaciu, președintele Asociației Fermierilor Crescători de Bovine din Cluj. Jurnalul economic se încheie aici. Cu veștile din domeniu ne întâlnim mâine la aceeași oră. Vedeți acum cursul valutar al zilei. La revedere! Astăzi, casele de schimb valutar au vândut un euro cu 4,51 lei de bani. Un dolar american s-a vândut cu 3,38 lei de bani. Un franc elvețian a fost vândut astăzi la ghișeie cu 3,68 lei de bani. O liră sterlină a fost la vânzare 5,27 lei de bani. Cu 1,54 lei de bani s-au vândut 100 de forinți maghiari. De asemenea, astăzi la ghișeie s-a cumpărat un euro cu 4,44 lei de bani. Un dolar american a fost cumpărat cu 3,30 lei de bani. Francul elvețian s-a achiziționat cu 3,55 lei de bani. O liră sterlină a costat astăzi la cumpărare 5,14 lei de bani. Pentru 100 de forinți maghiari a trebuit să scoatem din buzunar 1,48 lei de bani. Potrivit BNR, gramul de aur a atins astăzi cotația de 147 de lei 52 de bani. Am regăsit la rubrica Meteo. Temperaturi extreme în tot județul Mureș. Vremea a fost predominant însorită, cu valori ce au atins pragul de 30 de grade în Reghin, 33 la Târgu Mureș, iar la Deda 28 de grade Celsius. Meteorologia anunță la noapte posibile averse încărcate cu fenomene electrice. Să nu ne panicăm însă, pentru că mâine ne așteaptă o nouă zi cu soare din plin, temperaturi caniculare la orele amiezii, mai exact 31 de grade în Reghin, 32 la Târgu Mureș, iar la Deda 28 de grade Celsius. Atât despre vreme, cu noi vești vă aștept mâine la aceeași oră. Sunt Loredana Bendriș, vă mulțumesc pentru atenție. O zi așa cum vă doriți. Bine v-am regăsit! Printr-o decizie a Comitetului Executiv al fostei regiuni administrative Mureș Autonomă Maghiară, ea ființă cu data de 1 ianuarie 1960, Muzeul Etnografic Reghin, avândul ca vrednic fondator pe etnograful Anton Badea, care a pus bazele colecției de etnografie pornind de la 64 de piese de port popular. Fiind situat în centrul de interferență al unor zone etnografice, Mureșul Superior, zona Subcălimanilor, Valea Gurghiului, Câmpia Transilvaniei, area de cercetare a Muzeului Reghinean cuprinde peste 600 de așezări rurale în județul Mureș și aproximativ 300 de localități în județele limitrofe. În 1966 se inaugurează prima expoziție Arta Populară în zona Văii Gurghiului, iar în 1972 a fost deschisă actuala expoziție reorganizată în 1991 cu tema Unelte și tehnică populară din Valea Superioară a Mureșului și Câmpia Transilvaniei. Clădirea ce adăpostește expoziția pavilionară este înscrisă pe lista monumentelor istorice și arhitectură din Reghin. A fost construită în 1892, folosită ca locuință, apoi ca școală profesională și restaurată în perioada 1989-1990. Mai multe amănunte despre evenimentele acestei zile găsiți pe site-ul nostru jurnaldereghin.ro. Sunt Diana Elișiu, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!